Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie, dacă vă place, de GTA 5 Real Life. Te mă, caracterul nostru, da, știu, am același caracter ca pe online, fața diferă, atâta. Ideea e că s-a ajuns la o livrare, chestii, mi-am luat și o mașină, un server care nu este foarte mult populat, că nu este ceva super mega wow. Dar v-am văzut, din câte am văzut, este destul de ok, oamenii rolează destul de bine. Am avut câteva probleme înainte, dar, na, oricum, seria o facem dacă vreți, oricum asta este un clip mai mult informativ. Și am mai să fac pe GTA, că, principiu, aveam chestia să mă joc GTA și, na, am fix să fac clipul pe GTA. Ce vreau să vă spun? În primul rând, hai că merg și în episodul ăsta, nu mai pot. Bun. În primul rând, vreau să începem să lăsați în comentarii challenge-uri pentru seria de League of Legends. Challenge-uri, pune campionul ăla pe tank, pune ăla ceva, să facem niște chestii outplayed și chestii de genul. Și puteți să lăsați și la seria de GTA, în care chestii care se le fac în GTA Online, normal, nu în ăsta, modat. Și da, pe serverul ăsta trebuie să stai la roșu, chiar te ia poliția dacă nu stai la roșu. E roleplay, roleplay maxim. Verde, bun. Altă ordine a idei, îmi cer scuze că nu postez frecvent. Ideea este că ultimul live, nu știu ce s-a întâmplat, dar efectiv pur și simplu parcă... după ultimul live n-am mai avut chef să fac live sau să filmez. Clipul ăsta trebuia să fie filmat acum 3 zile, 3-4 zile, dar n-am mai apucat să-l filmez pentru că n-am avut chef. Și ideea la mine merge pe chef, adică nu vreau mai mult, nu vreau să fac un clip în care să fiu mort, să nu spun absolut nimica. Nici măcar nu mă interesează dacă e de 10 minute, de 20 de minute să iau, fac monetizare, asta nu mă interesează. Ideea următoarea. Nu vreau să fac clipuri plictisitoare. Și de asta și live-urile le închid atunci, în momentul în care rămân singur sau nu mai sunt cu nimeni pe Discord sau ești de genul, pentru că devine plictisitor, monoton și mai știu eu ce. Și în live-uri o să facem challenge-uri, dar mai mult o să le facem pe clipuri. O să vă rog să lăsați în comentarii la fiecare clip ce idei vă vin. Eu o să le trec într-un document ceva aici pe calculator sau o să mi le trec eu pe hârtie pe un carnețel. Și până când o să înceapă din nou școala, pentru că nici eu nu o să mai am timp, o să începem să postăm League of Legends în fiecare zi, în funcție de cât de multe comentarii sunt, cât de multe challenge-uri sunt. Clipul ăsta l-am pus info video, și mai probabil să-l pun info video. Și nu, dacă vă întrebați, în cazul în care nu vedeți, nu vând droguri acum, sunt cu taco și apă și da, plouă continuu, amărnă. Aș vrea totuși să mă oprească acum poliția pe clip, dar oricum o să mă iau altă mașină după ranul ăsta. Nu, cam atât, în clip de 3 minute am vrut să vă informez foarte, foarte rapid de ce nu postez frecvent. Păi ce dracu, rămas puțin. Haide mă, tu-ți NPC-ul mătii. Uite-l mă. Dar e puțin nasol că trebuie să stai la roșu, că vine roșu după roșu, uite mă la el. Da, nasol chestia asta. Cam atât. V-am spus challenge-uri, vă rog frumos lăsați în comentarii la fiecare clip. Puteți să lăsați, care îl postez nou. Că la ele mă uit și la ele dau și like-uri, chestii în comentarii dacă vă interesează. Da, cam atâta. Noi ne auzim data viitoare și să-mi spuneți dacă vreți să facem o miniserie. Da, mă rog, mini la început, dacă o să vă placă. Poate o să continuăm ceva mai mult. Că ajungem și noi polițiști. De fapt, polițistă o să ajung fetița noastră. Așa. Dacă vreți să mă întâlniți pe server, mă cheamă... care numele caracterului, cred că îl vedeți deasupra cu Rolex-aș de YouTube. Sau
Dacă nu, numele caracterului este Velicu Alexandra. Da. E numele meu, numai că pus cum ar veni la feminin. Da. No, cam asta. Ciao.